Simfonia rugăciunii Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 4 cu 7 Poți cunoaște adevărata putere și frumusețe a rugăciunii doar într-un singur fel, rugându-te. Și mai ales când faci lucrul acesta în compania copiilor lui Dumnezeu, rugăciunea se transformă în cea mai sublimă simfonie. Niciodată cerul nu pare mai aproape decât atunci când ești implicat în Simfonia rugăciunii. În acele momente, dacă ai întinde mâinile, brațele tale l-ar atinge pe însuși Dumnezeu. Rugăciunea sinceră și curată înălțată de copiii Tatălui din ceruri poate topi orice iceberg al necredinței, poate stinge orice patimă păcătoasă și poate reaprinde o relație șubredă. În căutarea disperată după soluții care să ne apropie mai mult pe unii de alții, rugăciunea este de departe una dintre cele mai viabile alternative. privindu ți fratele în ochi prin perspectiva cerului și venind împreună la același tron de har, inima unui copil de Dumnezeu se va frânge întotdeauna spre pocăință. Barierele imposibil de trecut sunt doborâte de puterea nepătrunsă a rugăciunii împreună. Copaci de prejudecăți se frâng ca niște bețișoare în clipele în care mijlocim unii pentru alții. Părtășia în rugăciune a Bisericii te face să te simți slab și puternic în același timp. Slab pentru că realizezi dependența și nevoia totală de Dumnezeu. Puternic deoarece ai privilegiul unic să te asculte sus stăpânul Universului, care deloc întâmplător îți este și tată. Când discutăm unii cu alții, făurim scopurile și planurile noastre. Când ne rugăm împreună, înțelegem scopurile și planurile lui Dumnezeu cu noi. Discuțiile uneori ne dezbină. Rugăciunea ne contopește în acel unu cosmic, din care în care și pentru care sunt toate lucrurile. Odată ce te lași prins în această sinfonie a rugăciunii, nu mai vrei să se termine. Ai vrea să continue pentru totdeauna. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul rugăciunii. Îți mulțumim pentru că atunci când venim împreună înaintea ta, tu însuși ești încântat de această sinfonie.